Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a pregătit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor, în ciuda asigurărilor din partea guvernului că nu va introduce așa numita taxă pe soare. În ciuda asigurărilor din partea guvernului că nu va introduce așa numita taxă pe soare, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a pregătit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor. Ca să poată fi obținut certificatul de racordare ca prosumator, este nevoie să fie adăugat suplimentar un tablou sigilabil cu siguranțe. În acest tablou urmează să fie instalat un contor pentru măsurarea autoconsumului. Prosumatorii plătesc în plus pentru aceste echipamente fără să aibă beneficii sau să fie informați de rolul acestui contor pe autoconsum. Infrastructura pentru taxarea autoconsumului se construiește în perioada în care Guvernul și Ministerul Energiei neagă intenția de a introduce taxa pe soare. Asociația prosumatorilor a declarat oficial că reprezentanții Guvernului și ANRE au încercat să acrediteze ideea că taxa pe soare poate fi aplicată doar începând cu 2026, dacă puterea instalată a prosumatorilor din România va atinge 8% din puterea totală instalată în România. Când Ministrul Energiei a fost întrebat dacă președintele ANRE ar avea libertatea să introducă o asemenea taxă printr-un ordin, Ministrul Energiei a afirmat că este exclus pentru că se poate aplica doar în 2 ani, iar asta în condițiile în care puterea instalată la prosumatori ar ajunge la 8% din totalul sistemului energetic.